Colesterolul în exces apare în fazele de refacere ale autodevalorizărilor care afectează vasele sanguine. El se depune ca un strat de protecție peste edemul de vindecare, pentru ca acesta să nu fie distrus, măturat de sângele care curge prin vase. În loc să luptăm cu colesterolul, ar trebui mai degrabă să ne eliberăm de autodevalorizare, să ne schimbăm atitudinea, să eliminăm comparația și competiția din viețile noastre. Dacă ai fost învățat că colesterolul este periculos pentru că poate crea blocaje în circulația sângelui, am o știre bună pentru tine. Avem o capacitate de adaptare extraordinară. Astfel, când se blochează un val de sânge, creierul va comanda crearea de căi adiacente. Este miraculos. Multă sănătate!